Ciocolățica mea, așa o numește Angela Puha pe fiica sa Kate, în vârstă de 10 ani. Este de culoare și are două naționalități, nigeriană după tată și moldoveancă după mamă. I-a cucerit deja pe mulți dintre noi, defilând pe podium, dansând și cântând. Vrea să ajungă pe marile scene ale lumii, așa precum Rihanna sau Beyoncé. S-a născut în 2011, da. Și a fost anul când prințul Charles s-a căsătorit cu Kate și de asta am numit-o în cinstea lui Kate Middleton. Păpușica mea, ciocolătica mea. Acum mama și fiica locuiesc în Bălți. Angela Puha își amintește cu emoții de perioada de sarcină, mai ales că micuța Kate a fost un copil mult așteptat. Da, într-adevăr, eram foarte emoționată că este un copil târziu totuși, la 35 de ani nu mai am născut și ea este unica. Și când am aflat că o să fiu însărcinată și când știam că o să am și o fată deosebită, am avut niște emoții extrem de mari și sunt foarte fericită. Odată ce a aflat că este însărcinată, Angela a revenit din Canada, unde lucra la o fabrică de confecții. La naștere, copila arăta cu totul altfel. Am născut-o prin cezăreană, da. Și mi-au dus-o a doua zi. Și când am văzut-o, am zis doamnei care mi-a dus-o că nu e a mea, că era de culoarea albă. Da. S-a născut culoarea pielii albă. Și cu părul era drept, nu avea păr cum acum creț. Când ne-am întors acasă și am făcut prima băiță a ei și am băgat-o în baie și părul s-a transformat în creț. A fost foarte interesant. O minune a naturii, așa o numesc majoritatea oamenilor când o văd pe Kate pentru prima dată. Însă, nu întotdeauna a fost așa. La grădiniță, Kate a înțeles ce înseamnă să fii discriminată. Se uită la mine și parcă m-au văzut prima dată. Aș zice că e o fire ușor adaptabilă. Da, au fost careva probleme la criteriul nostru de culoare, dar am reușit să trecem peste ele foarte ușor. Nu o atacă nimeni verbal, nu sunt probleme. Avem numai avantaje, că are culoarea pielei mai întunecată. Noi ne-am obișnuit deja. La doar 10 ani ai săi, Kate practică gimnastica, face canto și modeling. Mi-a fost foarte greu. Nu dacă nu faci poziția corectă cu mâini, poate să spună fă încă o dată, lumina bate în ochi și nu previes când te fotografează. Kate se poate lăuda și cu o voce de excepție, iar orele de canto o ajută să se perfecționeze. But a butterfly forgive your essence to mine. I wish you grow. Mi-a dat trofeul de la concursul Steluța Bălsului 2021. Ursuleț. Și ți-a plăcut? Da, foarte tare. Și cu dâns, cred că, da? Da, da, da. Și cum îl cheamă? Zvizdun. Cel mai mult timp îl petrece la școală și în sala de gimnastică, acolo unde a fost întâlnită cu brațele deschise. Eu am acceptat-o din primul moment când am văzut-o. Pentru mine ea e, eu o numesc Maia Șocolatcă. Noi avem cum niște relații mai mult decât antrenor și gimnastă. Ea foarte bine contactează cu copii, copiii o iubesc. Fetele, ei foarte bine, are prieteni și foarte bune. Angela Puha crede că societatea noastră mai are un pic de lucru la capitolul discriminare, dar este îmbucurător faptul că lucrurile au luat deja o direcție corectă.